Salutare, prieteni! Astăzi voi schimba uleiul la Opelul meu Vivaro cu motor de 2.0 CDTI, motor care vine și pe Renault Trafic și pe Nissan Primastar. De fapt, motorul este de Renault, de cel de 2.0. Să-i dăm drumul. Mai întâi de toate, voi ridica mașina și voi demonta scutul de la motor. Voi asigura și cu o capră, o cască, cârculă, căderea, să fiu asigur. Nu voi demonta scutul motorului. Scutul motor a fost demontat. Mai departe, cu o cheie, cu pătrat, voi da drumul la ulei din baie și voi scoate filtrul de ulei. După cum vedeți, capacul l-am spart, hexagonul de la partea care unde se desface este rupt. Voi încerca să-l desfac așa. Acum voi da drumul la ulei. La uleiul din baie. Uleiul s-a scurs. Acum voi monta bușonul de la baia de ulei, după care voi scoate filtrul de ulei. Voi încerca să scot filtrul de ulei cu această cheie. Sper să și reușesc. Pare că n-a fost strâns foarte tare și merge desfăcut.
Îl voi lăsa puțin să se scurgă. Am schimbat și capacul de la filtru de ulei. După cum vedeți, cel vechi era rupt. Acesta este codul. Acum voi monta filtrul de ulei pe mașină. Acum voi pune uleiul. Am ales un ulei de la Elf 5W40. Având în vedere că motorul este de Renault, punem ulei de la Elf. În acest motor intră 7,7 litri. Avem odată un bidon de 5 litri. Începem să punem. Pe acesta vom pune tot. Iar din cel de-al doilea bidon va trebui să mai punem 2,7 litri. Deci am să pun odată jumătate de bidon, că este de 4 litri. Cu 7 litri. Acum voi monta și scutul, după care voi lăsa mașina jos. Așa. Ok, scutul a fost montat. Acum urmează să cobor mașina de pe cricuri.
oprit. Mergem și pe cealaltă parte. Acum o voi lăsa puțin, după care voi face nivelul la ulei. Acum voi verifica nivelul uleiului. Se pare că nu trebuie ceva ulei. Voi completa până la 7,7 litri, atât cât dă producătorul. O mai las câteva minute, după care voi verifica din nou. Voi verifica din nou nivelul uleiului pe jojo. Pentru asta ștergem bine joja. Îl punem pe poziția ei. Pare că este la maxim. Deci așa va rămâne.